Cel mai influent misionar creștin timpuriu este cunoscut ca fiind Apostolul Pavel sau Saul din Tars. Scrierile lui formează o parte considerabilă a Noului Testament. Poate este greu de crezut, dar acest exemplu de creștin ajunge să se intersecteze cu o fundătură, iar la un moment dat spune: „O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Poate ne regăsim și noi într-o situație ca lui Pavel, în care suntem înconjurați de întuneric, suntem blocați, iar în cele din urmă ajungem la disperare. Dar nu trebuie să uităm că avem un Dumnezeu mare, Tatăl meu și al tău, care așteaptă cu nerăbdare să ne ridice din căderea noastră, la fel cum un părinte își ridică copilul și îi spune: „Încearcă din nou, dar acum ia-mă de mână.”